Abu Muhammad al-Masri, al doilea om din organizația teroristă Al-Qaeda, a fost ucis de serviciile de informații izraeliene la solicitarea Statelor Unite în timp ce se afla în Iran. Operațiunea de asasinat, ținută secret până acum, a avut loc la exact 22 de ani de la un atac terorist comandat chiar de către al-Masri și care a dus la moartea a sute de persoane. Abu Muhammad al-Masri, al doilea om în Al-Qaeda, a fost ucis de serviciile de informații israeliene pe data de 7 august, în timp ce se afla în capitala iraniană Teheran. Potrivit informațiilor dezvăluite de publicația The New York Times, al-Masri a fost asasinat în jurul orei 9 dimineața de două persoane înarmate cu pistoale cu amortizor. Agenții israeliene ar fi oprit în dreptul mașinii în care liderul Al-Qaeda se afla și au tras 5 gloanțe ucigându-l. Nu întâmplător, Abu Muhammad al-Masri a fost ucis chiar pe data de 7 august. În anul 1998, în exact aceeași zi, două atacuri teroriste ordonate de acesta au ucis 224 de persoane în Kenya și Tanzania și au rănit alte câteva mii. Operațiunea de asasinat din Teheran s-ar fi desfășurat la solicitarea Statelor Unite, însă nici Washingtonul și nici Israelul nu au recunoscut acest lucru. De altfel, până vineri, pe site-ul FBI, al-Masri încă figura în rândul persoanelor căutate, pe capul lui existând și o recompensă de 10 milioane de dolari. Inclusiv autoritățile iraniene au încercat să mușamalizeze incidentul, schimbând numele teroristului din Abu Muhammad al-Masri în Habib Daoud. În plus, au anunțat că bărbatul ucis era un profesor de istorie libanez venit în Iran împreună cu fiica lui de 27 de ani. Al-Masri se afla în Iran încă din 2003. La acea dată, el fugise din Afganistan de forțele americane, însă a fost arestat și ulterior a stat într-o închisoare iraniană până în 2015. El ar fi fost eliberat în baza unui schimb de prizonier făcut între Teheran și Al-Qaeda. Iar după apariția informațiilor legate de asasinat, Teheranul a precizat că, de fapt, relatările jurnaliștilor de la The New York Times se bazează pe informații inventate.